ce? Mâine dimineață, rămân să fac rețeta lui Rădulcu. Ah, ok. Și vine mai târziu. Da. Dar așa știi la ce. Deci mă duc data trecută și îmi spune, mi-aduceți asta, 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 mă duc acolo, după ce stau la rând, nu la noi, în partea ilaltă. Pe care le-am adus și cum scriu, dar e și cum a fost 25 de ani. Ca pentru dumneavoastră? Ca pentru mine. E bine, să nu mai nimeni să scriu eu că 25 de lei. Iau țigările așa, Gigele. Păi te-ai ancorat acolo, se tucă, că vine uragan, te deranjează, stai puțin, gata. Vine uragan.
eu nu sunt cantitate, eu sunt la oi. Nu mă luat în cantitate, că eu astea mi le fac la oi, că îmi simt la mână că s-a făcut acolo, s-a îngroșat, gata, nu mai sunt, las chiar. Da, tu pui în el așa până se îngroașă? Și mestecat. Da, și mestecat, continuu, nu, ca să-i mângâne. Dar la mămăligă? Da, de ce la mămăligă face el la? Nu face, dar nu face sap, că pe urmă nu vă face sap, că i-a lăsat mai mult lucruri. La unde ai zis tu, să-i facem de acolo, de liber, să-i facem de liber, da? De lapte? Nu te nici ce vreau. Ce? Eram la carturi cu Vinici de Mără. Mamă, să vezi că stăm aici. Nu, asta cum toată la momentul că da, da, era rău că 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 era prima bandă e? Da, fac, stai. Dar știi ce se întâmplă? Camioanele o mai ia pe Blejoi. Să eliberează mai repede asta. Ai înțeles? Eu. Eu. Așa, puțin stat până.